cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Revenim la cafeaua de dimineață și așa cum ieri vă promiteam, continuăm discuția cu domnul Liviu Negelschi, acum în calitate de antreprenor în această emisiune. Bună dimineața, domnule! Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație! Deci, ieri am discutat despre exemplu oferit în Neamț de societatea Izocel Prodinstal, da? Care, pornind de la statutul pe care l-a obținut de întreprindere socială de inserție, a ajuns să ofere în momentul acesta un fel de exemplu în Neamț despre cum poți face producție pornind de la acest gen de societate pe baza unui grant și cum poți să ajungi să fii lider național într-un asemenea domeniu, promovând un produs care este, cel puțin din punctul de vedere al meu și al unora care m-au sunat după emisiune să mă întrebe despre produs, recunosc că n-am avut asemenea reacții, așa. Mă întreb, băi, dar chiar e adevărat ce se spune acolo? Chiar să faci așa? Zic, dar n-aveți decât să încercați, zic eu, ce să vă zic. Să-i rolul agrementării tehnice. Exact, da. Deci, și oferă un produs care este, să nu spunem revoluționar, dar este nou și care oferă multe avantaje față de cele clasice care sunt pe piață. Deci, după această introducere, haideți să revenim cu discuția unde rămăsesem ieri. La un moment dat spuneați că acum un an, un an și o zi acum, cred, vorbeam despre faptul că, iată, pornea respectiva inițiativă și după un an de zile ne aflăm într-un punct în care sunteți pe punctul de a oferi și produs, un produs nou și mai bun decât cel care îl aveați. Poate vorbiți un pic despre perioada asta de un an și o să încercăm mai încolo în emisiune, nu peste mult timp, să luăm legătura și cu cei care se ocupă de, cum să spun eu, administrarea unui grant mare și, pe fonduri europene. Integrarea acestor întreprinderi sociale într-o formă, sinergice. Exact, exact. Deci vă rog. La sfârșitul emisiunii de ieri, dumneavoastră m-ați întrebat care a fost parcursul în acest an și reiterez aici că s-au obținut autorizațiile de mediu, care este strict necesară pentru că sunt aspecte de mediu destul de importante în producția, plecând de la hârtie și ajungând la izolație celulozică, incluzând aici sărurile de boric, de acid boric și borax, agrementele tehnice necesare pentru a comercializa acest produs. Eu cred că undeva începând de la 1 iunie, 15 iunie, acest produs se va găsi și pe EMAG și ieri am prezentat forma ca cei care sunt doritori sau poate dintr-un patriotism local vor fi interesați de acest produs. Și în această perioadă noi am pregătit 12 persoane care vă spuneam că dintre care 9 sunt încă angajați, ei au fost toți angajați în acest sistem, fie pe Izocel Prodinstal, fie pe Fibratus Ecoul, care este, să zic, producătorul etalon astăzi în România. Dar reiterez un aspect discutat ieri, faptul că acest proiect, această finanțare europeană a fost un win-win. Win-win-win pentru partea socială, care sigur ne-a interesat și este interesantă întotdeauna pentru fiecare dintre noi, sau ar trebui să fie, dar și pentru că ne-a permis să formăm o forță de muncă specializată, parte din ei chiar în Finlanda, pe aceste chestiuni, instalațiile fiind așa din Finlanda și patentul fiind, brevetul fiind finlandez, este un produs al tehnopolisului Nokia inițial. Și în prezent suntem, cum spuneați dumneavoastră, pe cale să trecem la un nou produs, un nou produs care să-l facem împreună cu firma elvețiană LG Tech. Acest produs pe care îl produce în prezent firma elvețiană, îmi scuzați pleonasmul, este cel pe care îl putem arăta la cameră.
Acesta, da, mai spre interior, așa. Acesta așa. Este da. Un produs extrem de elegant, un produs premium. Ei îl produc pentru destinații speciale. Noi am sunat și le-am spus că suntem interesați de acest produs, să producem în România, dar suntem interesați să producem celuloza noastră împreună cu fibra de lemn în varianta în care o produc ei. De ce? Pentru că acest produs este un produs premium. Ei utilizează și are un preț cam de două ori mai mare decât produsul nostru, datorită acestei culori albe a hârtiei. Deci este o hârtie specială. Avem și caracteristicile, dacă Bogdan o să poată să ni le pună, ale acestui produs. Dacă le poți mări, Bogdan, te rog. În aceste condiții, firma elvețiană a fost foarte interesată. Ei, de altfel, sunt titularii brevetului de producție. Înseamnă 50% izolație celulozică, 50% lemn, fibre de lemn. Ori aceasta este o chestiune revoluționară din două puncte de vedere și din acest motiv noi am contactat. Pentru că, în primul rând, după cum o să observați din acest tabel, are aceleași caracteristici utilizând mai puțin acid boric și săruri borice. În prezent, singurul producător care distribuie în Europa este în Turcia. De ce? Dintr-un motiv foarte simplu. Turcia deține 70% din rezervele mondiale de bor. Și atunci, sigur că au o societate și minieră. Spre deosebire de alte țări, nu spun care, ei știu să-și valorifice rezervele proprii. Știu, știți că deci, știu. Ei știu să-și valorifice rezervele proprii și nu le înstrăinează foarte ușor. Sau dacă le transformă, cumva, le dau valoare adăugată. Le dau valoare adăugată. Nu cum dăm noi cheresteaua în loc de mobilă, de exemplu. Și atunci, sigur că, din acest punct de vedere, faptul că are un conținut mai mic de bor înseamnă un cost mai scăzut, dar în același timp, faptul că este mai ecologic decât produsul care îl facem noi astăzi, care are și 15% mai ecologic. Da. Acesta are 3 până la 6% săruri borice. Celălalt avantaj este că se poate produce tot pe instalațiile pe care le avem și cu un adaos care înseamnă această producție de fibră lemnoasă, care asigură cam 50% din componența materialului. Însă, la fel de important este faptul că această izolație se suflă cu, sau echipamentele de insuflare sunt identice cu cele de la izolația celulozică, ceea ce nu înseamnă o investiție suplimentară pentru cei care montează acest fel de izolație. Este interesant de spus că după ce am contactat pe elvețieni, noi am întrebat consumatorii noștri mari sau cei care instalează mult în România, sunt cei din București, cei din Cluj, să știți că ei cunoșteau produsul, auziseră de acest produs, știau că nu se produce în România, dar fiind foarte scump, nu au apelat niciodată la el. Ori elvețienii care au înțeles imediat, sigur, Elveția nu este în Uniunea Europeană, dar din punct de vedere comercial are aceleași oportunități ca orice component al Uniunii Europene, datorită acordurilor bilaterale semnate cu Comunitatea Europeană și ca urmare le-am propus să aducem la noi o mașinărie, un echipament special care l-au ei, care face această fibră de lemn, noi producând izolația celulozică cu izolația celulozică noastră, iar prețurile devin competitive cu izolația celulozică care este în prezent, pe care noi o producem. Am avut discuții cu ei ianuarie-februarie, ne-am întâlnit la Dresda cu firma elvețiană. Acum suntem în etapa în care deja am discutat ca în mai noi vom asigura cooperarea aceasta. Este sigur lider Izocel, pentru că vreau să vă spun că atât lor cât și unii firme norvegiene care am discutat le-a surâs foarte mult faptul că este o întreprindere socială. La început nu prea au știut ce este o întreprindere socială și cam care este rolul, care ar putea fi locul ei în spațiu comercial, dar cert este că adeziunea s-a produs imediat, le-a surâs această componentă socială. Întotdeauna firmele din Occident sunt atrase de această componentă, fie și numai pentru că acea educație a corectitudinii politice este foarte tare pusă acolo în aplicare. Și atunci, pentru ei, faptul că colaborează cu asemenea firmă dă bine și în portofoliu. Exact. Și vă spun, firma norvegiană este o firmă de mai bine de 100 de milioane de euro cifră de afaceri. Și ne-am zis, domnule, interesant, nu ne-am bătut niciodată capul cu așa ceva. Am auzit că există. Domnule, dar interesant. Chiar ne-ar face plăcere să colaborăm cu dumneavoastră și din acest motiv.
Vedeți? Da, deci, și din acest motiv. Ei pun accent pe asemenea lucruri, mai ales dacă există și povești de succes. Da, da. Știți? Da, dacă există și povești de succes, atunci chiar, chiar pun Da. Și elvețienii ne-au rugat același lucru în momentul în care declanșăm acest lucru și începe instalarea, să apară niște testimoniale cu oameni care sunt beneficiari sociali, să zic, ai acestui conlucrări. Exact asta vă spuneam. Ei sunt foarte interesați de lucruri. Da. Și fără să aștepte un rezultat economic neapărat din acest lucru. Faptul că au o valoare adăugată socială chiar a contat. Deci vă spuneam că în martie noi ne-am întâlnit la Dresda cu ei, a rămas ca în mai să facem împreună cu partenerul din Cluj cu care am inițiat acest lucru și cu Vibratus Eco-ul. Noi asigurăm resursele financiare, iar firma elvețiană ne pune la dispoziție utilajele suplimentare de care avem nevoie pentru acest produs. Și ulterior, aceasta este o fază pilot în care investițiile nu sunt foarte mari, spun în jur de 60-70 de mii de euro, după care în beneficiul pe care îl are România cu privire la mecanismul de redresare și reziliență, în baza căreia are alocat aproape 30 de miliarde de euro, iar o componentă, componenta 3, este special pe acest tip de economie de energie, materiale, reciclare și așa mai departe, atunci împreună vom constitui aici o societate de drept românesc care va avea în componență, sigur, și acțiuni de la firma elvețiană și care va apela la un proiect european. Probabil că investiția va fi undeva în jur de 300-400 de mii de euro, estimăm noi, pentru că înseamnă o construcție nouă. Dar oricum acest produs în septembrie-octombrie va apare în România, produs de noi, în cooperare cu firma elvețiană LG Tech. Deci, să spunem că acest produs completează gama produselor completează, de acest tip. Exact. Și este un produs puțin mai scump, dar care are alte beneficii. Exact. Acum, puțin mai scump, știți ce se întâmplă? S-ar putea în faza pilot, în momentul în care am declanșat toată această... Să crească bară. Exact. Da. Atunci, sigur, ponderea costurilor fixe sunt ceva mai reduse și el va ajunge competitiv la preț cu izolația care facem noi astăzi. Asta este, să spun, intervenția noastră pozitivă. Le-am spus că acest produs premium are anumite destinații. De exemplu, el îl pun la sălile de sport, el vine într-o aplicare umedă pentru că absorb ușor umiditatea, transpirația din sălile de sport. Știți? Și... Apropo, am fost întrebat și trebuie să vă întreb. Produsul inițial de care vorbeam ieri, da, poate fi folosit și pe pereți? Sigur că da, sigur. Deci se poate face izolare exterioară cu el? Și izolare exterioară, dar și interioară, sigur. Acum, trebuie și creat o cavitate. Aici este, sunt două soluții aici, pentru o insuflare uscată. Trebuie și creat o cavitate, că în general sunt grinzile sau se pun niște distanțiere de lemn și atunci se pune o folie care este de unic sens, o folie de polipropilenă care nu este foarte scumpă, dar care asigură transferul de umiditate spre exterior întotdeauna, în așa fel încât în casă să fie o atmosferă uscată. Sau este cealaltă variantă, care este mai puțin practicată în România, este varianta umedă de instalare, în care cu un adeziv care este silicat de sodiu, avem și noi acest sistem de instalare, îl putem face, este operațional. Silicat de sodiu este agentul de umectare și în același timp funcționează ca adeziv. Se pun niște straturi care sunt succesive, se aduc exterior la același nivel. Exterior sau interior? Și interior și exterior. Da. Sigur că da. Și de preferință este interior pentru că eficiența este mai mare și este mai simplu, este mai de durată. Și fiecare acest strat de 5 cm se face de 5, de 10, de 15, nu mai necesită cavități și așa mai departe. Însă această insuflare umedă are și un mic dezavantaj, faptul că acest silicat de sodiu practic nu mai asigură aceeași permeabilitate la aer și aceeași respirație, să spun, ca lemnul, pentru că până la urmă silicatul de sodiu este folosit, este ceea ce foloseau înainte oamenii la beciuri, la boxe, în așa fel că să nu intre apa, având în vedere că ce obțin în piatra, nivelul de umiditate era mare. Eu trebuia să vă întreb pentru că am primit telefoane exact pe subiectul ăsta. Bine, am înțeles poduri, acoperișuri, dar se face și la pereți? Zic, nu sigur, știu, întrebăm. Sigur, și la pereți, și să știți că, de exemplu, în Cluj, constructorii care cumpără de la noi instalează în pereții interiori. De ce în pereții interiori? Pentru că, deși ar fi poate mai simplu cu vată bazaltică sau vată minerală sau orice fel de altă, faptul că are o componentă importantă ca izolator fonic,
asigură, în afară de partea de izolare termică, și intimitatea locurilor respective. Pentru că, până la urmă, sunt vecinătăți, sunt adiacente aceste apartamente într-un bloc, sau, în cazul hotelurilor, sigur, sunt camere și atunci, oricum, îți trebuie o intimitate în spațiul respectiv. Și peste el se pune normal, ori rigips, ori... Sigur că da, deci sigur. Se lucrează sigur. Normal. Sigur, da? Sigur. Tehnica este destul de simplă. Am înțeles. Bun, am înțeles unde ați ajuns. O să vă întreb despre planurile celelalte, dacă sunt mai încolo. Eu discutasem înainte cu dumneavoastră și am zis, haideți să încercăm să oferim nemțenilor un exemplu de bune practici, pornind de la cei care au avut acest grant și care v-au permis și dumneavoastră să ajungeți să accesați suma aceea frumoasă, care v-a permis să pregătiți 12 oameni care iată că acum lucrează. Pentru asta o să încerc pe Skype să intrăm în legătură cu președinta fundației, nu? De fundația alături de voi, exact. Doamna Angela Achiței, și să încercăm să vedem dacă reușim să discutăm un pic despre ceea ce fac dânsii acolo. Bună dimineața! Vă salută și domnul Negelski. O să, pe dânsul o să-l vedeți mai greu. Pe mine mă vedeți că suntem... Bună dimineața, doamna Chițe. Așa. Vorbeam înainte cu domnul Negelski despre succesul obținut de întreprinderea domniei sale, despre exemplu pe care îl oferă în Neamț, și dânsul și ieri și astăzi a vorbit în termeni laudativi despre fundația pe care o reprezentați și eu am spus că reprezintă până la urmă un exemplu de bune practici. Aș vrea să ne vorbiți în câteva minute despre cum dumneavoastră ați reușit să accesați acest grant și să diseminați informația și nu numai informația, ci și să aveți și niște rezultate de pe urma lui. De a răspunde la această întrebare. Noi facem economie socială din 2008. Nici noi nu știam că ne-am apucat să facem lucrul acesta, că ceea ce facem se numește economie socială, pentru că am răspuns la o nevoie de angajare a tinerilor din centre de plasament, tineri cu dizabilități, care erau în căutarea unui loc de muncă. Dar între timp ne-am dat seama că acest sector este foarte frumos și poate avea un rezultat și un impact foarte bun în rândul persoanelor defavorizate, în special pentru că noi suntem și întreprindere socială de inserție. Și ne-am gândit că ar fi foarte util să punem această experiență practică pe care am dobândit-o de-a lungul timpului într-o experiență de sistem. Și așa ne-a venit ideea să scriem acest proiect european și să accesăm fonduri pe care să le aducem în comunitate și să le dăm mai departe pentru a înființa și a dezvolta întreprinderi sociale. Practic am creat un context prin care am reușit în urmă cu 2 ani să punem bazele înființării a 42 de întreprinderi sociale în toată țara. Mare parte din ele sunt în regiunea nord-est. Și ne bucurăm foarte mult că și noi suntem din această zonă și că am reușit să atragem bani pentru regiunea în care funcționăm. Și în această perioadă suntem în proces de mentorat și de susținere a acestor întreprinderi sociale. Dar să știți că meritul este al lor, pentru că ei au avut curajul să gândească în termen de inovare socială și să vină cu planuri de afacere foarte bune, pe care le-au depus în competiție și uite, au reușit să câștige această finanțare și să plece la drum. Deci meritul este al celor care au pornit, dar fără un suport și este mentorat, foarte greu. Și mentorat. Și fără mentorat, spune domnul Negelski. Este foarte greu și vă spun de ce. Conceptul acesta de întreprindere socială este puțin cunoscut la noi, sau hai să spunem altfel, este insuficient de cunoscut vis-a-vis de nevoia care există în societatea românească pentru acest gen de întreprinderi. Și aici vine, ca să spunem așa, ceea ce ați făcut dumneavoastră. Și lucrul ăsta trebuie subliniat și, cum să spun, ieri noi vorbeam aici în emisiune și despre lipsa de implicare, de cel puțin în Neamț, autorităților pe genul acesta de întreprinderi.
Și eu aș fi bucuros să ne spuneți, de exemplu, în Neamț, pentru că noi suntem în Neamț acum, în afară de exemplu celor de la Izocel, ce anume mai aveți în Neamț? Mai avem chiar în Piatra Neamț un magazin social, AIA se numește, da, este tot în cadrul proiectului nostru creat și care a facilitat pentru producătorii locali crearea unui spațiu în care aceștia să-și valorifice produsele, dar și să fie practic un loc de întâlnire, un punct de colaborare acestor colaboratori. Mai mult decât atât, conceptul de magazin este zero deșeuri, în sensul în care cumpărătorii sunt încurajați să vină cu propriile recipiente pentru a-și achiziționa diferite produse sau sunt puse la dispoziție recipiente care pot fi reciclate, reutilizate, în așa fel încât să fie cât mai puține deșeuri generate ca urmare a faptului că funcționează un astfel de magazin. Mai mult decât atât, ei sunt chiar o comunitate foarte frumoasă acolo, pentru că organizează evenimente punctuale în care vin și copiii și tinerii din comunitate și învață despre ce înseamnă alimentație sănătoasă, ce înseamnă să faci evenimente frumoase în comunitate, ar fi, nu știu, ziua pieții sau ziua sănătății sau alte teme din astea de actualitate și care practic contribuie la construcția unei vieți mai bune. Haideți, vorbiți-ne un pic despre colaborarea cu domnul Negelski, care este un deschizător de drumuri din punctul ăsta de vedere. Așa este, pentru noi a fost o surpriză foarte plăcută, chiar din momentul în care a venit la cursul de formare în domeniul antreprenoriatului social, pentru că ne-am dat seama că este printre puținii antreprenori sociali care au o viziune pe termen mediu și lung. Și asta ne-a bucurat foarte mult, pentru că el n-a creat doar o întreprindere socială, el a creat un concept în care se îmbină foarte bine partea de inserție socioprofesională, de reciclare, practic el este în zona de economie circulară, dar și această dorință și deja a pus bazele acestui lucru de a crea componente de formare profesională, deci practic spin-off pentru a putea să ducă mai departe această experiență și să multiplice valoarea adăugată pe care o poate genera întreprinderea socială în comunitate. Ei sunt o întreprindere socială autentică, pentru că pe de o parte răspund la nevoia de inserție socioprofesională a persoanelor din grupuri dezavantajate, dar sunt și în zona de reciclare, de reutilizare, un domeniu preponderent al economiei sociale și care este din ce în ce mai mult încurajat și dezvoltat, pentru că se pare că economia socială are soluții inovatoare de a reduce deșeurile, dar și a transforma materii prime și produse finite. Okay. Și viziunea dumnealui pe noi chiar ne inspiră și este una din întreprinderile sociale de succes de programul nostru. Faptul că a reușit deja să comercializeze și pe piața internațională, are cerere foarte mare și pe piața locală, e clar că a îmbinat foarte bine viziunea de antreprenor și faptul că are piață pentru produse și servicii, pentru că și în economie socială folosim aceleași instrumente business ca orice afacere clasică și e foarte important să documentăm piața, să vedem dacă vom avea cui să vindem produsele și serviciile. Dar, pe de altă parte, a integrat această inovație socială și a dezvoltat ceva wow din punctul nostru de vedere și felicitări pentru lucrul ăsta. Noi ne mândrim așa, promovăm în cursuri, în conferințe, pentru că e un concept foarte frumos. Vă mulțumesc, doamna Achiții. V-am mulțumit, doamna Negelski. El este în partea cealaltă a studioului. Așa. Dacă vreți să dialogați... Nu, vreau să rog pe doamna Achiței să spună câteva lucruri despre AFIN, prima întreprindere, prima instituție financiară nebancară din România, pe care eu știu că dumneavoastră este cea care a făcut pionierat în acest sens și care este rolul. Și de asemenea, dacă este disponibilă să ne spună câte ceva despre clusterul pe care l-a făcut ca accelerator de întreprinderi sociale și l-a înscris în programul pe platforma europeană a clusterelor. Da, mulțumesc foarte mult pentru mingea la fileu ridicată. AFIN, aceasta e prima instituție financiară non-bancară din România cu capital integral românesc. Asta e foarte important, pentru că
noi tot vrem așa să cerem bani din exterior și lumea ne spune, dar puneți voi niște bani cheltuiți să vedeți cum e și după care mergeți mai departe. Este practic un instrument pe care l-am creat pentru întreprinderile sociale din România, un instrument care nu există în momentul de față în România și suntem printre puținele țări din Uniunea Europeană care nu aveam un astfel de instrument de creditare pentru întreprinderi sociale. Și ne bucurăm că în mai puțin de 5 luni, 172 de acționari au venit alături de noi. Deci este practic cea mai mare construcție participativă a unui astfel de instrument în România. S-au strâns 245.000 de euro, capitalul inițial. O sumă interesantă pentru, pentru o inițiativă așa. Da, da, atâta era practic necesarul ca să putem să ne autorizăm la BNR ca IFN. Vom funcționa ca instituție financiară non-bancară, dar și ca întreprindere socială. Asta este iarăși o particularitate foarte faină, pentru că la rândul ei, această instituție financiară non-bancară va funcționa ca o întreprindere socială după aceleași principii și economice și sociale care sunt definite de legea economiei sociale. Vă adresați strict întreprinderilor de inserție sau lucrați și cu alți... tipurile de entități care sunt în zona de economie socială. Pentru că aici avem și întreprinderile sociale, întreprinderile sociale din secție, dar sunt chiar și organizații dedicate pentru dezvoltarea sectorului de economie socială. Deci avem o arie destul de largă. Suntem la nivel național. Sediul va fi în Iași, sediul acestei entități și e o perspectivă interesantă pentru a implica comunitatea și a crea un instrument care până la urmă să multiplice binele în comunitate, pentru că întreprinderile sociale se pot dezvolta din două perspective, din punctul meu de vedere, și vă spun asta ca antreprenor social. Prima perspectivă este să ai acces la piață, în sensul de piață de vânzare pentru produsele și serviciile pe care le faci. Iar a doua, să ai acces la piață financiară, adică să poți să-ți atragi capital de lucru sau capital de investiții, în așa fel încât să poți să fii competitiv în piață și să-ți dezvolți capacitatea de producție, de prestare servicii. Mai mult decât atât, în acest afin, avem, cred că peste 70% din acționari sunt din zona de antreprenoriat social. Iarăși ceva nou pentru România și pentru mentalitatea noastră, adică dacă ceva nu există în piață, punem mâna și creăm pentru noi acest instrument, da? Nu așteptăm să vină cineva din exterior. Și așa cum spunea și domnul Negelski, tot anul trecut ne-am încăpățânat și am zis hai să vedem dacă tot am creat aceste întreprinderi sociale, plus că mai avem alte întreprinderi sociale cu care colaborăm, să vedem dacă putem înființa un cluster și nu un cluster clasic local, ci conectat la alte clustere europene. În momentul de față, acest cluster accelerator de întreprinderi sociale este singurul din România înregistrat pe platforma Comisiei Europene. Deja am și câștigat un proiect pe care l-am depus cu alte clusterele la nivelul Uniunii Europene. Suntem în perioadă de contractare și în care vom mai aduce în România aproximativ 80% din bugetul proiectului și bugetul proiectului este de 1,5 milioane de euro, vor veni spre întreprinderi sociale ca și finanțare pentru digitalizare, pentru cercetare și prototipare a anumitor produse sau servicii pentru a fi scoase în piață și practic ați achiziționa utilaje, echipamente care să te ajute să le pui în producție, să faci lucrul acesta. Deci sunt instrumente utile care se creează în România, dar foarte important că nu putem face lucrul ăsta de unul singur și asta ne bucurăm că oamenii vin alături de aceste construcții. De exemplu, în acest cluster avem peste 60 de întreprinderi sociale, atât din România cât și din Republica Moldova și Ucraina înregistrate în acest cluster, pentru că noi lucrăm și în aceste două țări. Și suntem acum, am mai depus un proiect pe acest cluster, vedem, poate vom avea succes și cu acest proiect în evaluare. Sunt proiecte depuse direct la Comisia Europeană și găsim practic alte mecanisme de a duce întreprinderile sociale din România la un alt nivel, un alt nivel european, pentru că prin aceste clustere se pot conecta cu alte întreprinderi sociale din Europa. Și vor fi și foarte multe vizite de studiu, experiențe împărtășite, traininguri realizate în cadrul acestor proiecte, dar mai mult decât atât vor avea acces la finanțare
aș spune eu, gratuită, pentru că vorbim de fonduri nerambursabile, iar pe de altă parte, prin AFIN vor avea acces la finanțare accesibilă, pentru că nu este gratuită, pentru că asta înseamnă creditare, da, dar va fi accesibilă și adaptată pe specificul de funcționare a întreprinderilor sociale. Eu nu pot să spun decât vorba francezului, știți, șapoba, așa, jos pălăria. Vă aștept la Piatra Neamț când veniți, mă anunțați cu o zi, două înainte și rezolvăm, facem o emisiune dedicată fundației și eventual, și eventual cu exemple cât mai multe, că astea prind foarte bine. Dacă domnul Negelschi mai dorește să spună ceva în legătură cu fundația, dacă nu... Conferința social, da. Că poate sunt persoane interesate. Noi pe 13 mai derulăm a doua ediție a Conferinței Europene de Economie Socială în format hibrid, va fi la Palace Iași, dar și online, pe Zoom. Avem peste 800 de persoane înregistrate deja la evenimente în toată Europa, dar și parteneriatul estic. Vom avea delegații care vin special din Georgia, Armenia, chiar și Ucraina, Republica Moldova, vor fi prezenți la Palace. Și vom avea trei secțiuni foarte interesante aceste conferințe. O secțiune de speech-uri în plen, sunt oameni invitați la nivel european, de Comisie Europeană, de instrumente financiare, deci un conținut foarte bogat de informații. A doua secțiune va fi un workshop dedicat antreprenorilor sociali. Vom vorbi cu ei așa din culisele antreprenoriatului social, să vedem care este sentimentul ăla cu care se trezesc ei dimineața când trebuie să meargă la muncă și cum le-a venit ideea de antreprenoriat social. Și domnul Negescu este unul din speakerii la Îl tragem de limbă după ce... Clare, da, și poate vă povestește mai multe. Iar seara vom avea Cinemateca Economiei Sociale. Noi am pregătit 45 de filme cu întreprinderile sociale din programul nostru, dar și cele ale ADB-ului. Și dacă vreți așa, va fi un mic Oscar al economiei sociale, așa am pregătit. Fără scene șocante. Fără Will Smith. Oamenii treau ADN social și sunt foarte prietenoși, sunt cu un set de valori aparte și sunt convinsă că va ieși foarte bine. Și expoziția Buy Social, adică se cumperi social și responsabil, unde vor fi întreprinderi sociale care vor expune produse și servicii. Vor fi 12 ore de eveniment, 12 ore de transmisie live, așa că Piatra Neamț nu este foarte departe de ea și e gratuit, evenimentul așteptăm. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru intervenție, reiterez invitația când ajungeți la Piatra Neamț cu mare drag. Noi aici, la Mesagerul de Neamț, încercăm să oferim exemple și idei pentru cei care ar putea să acceseze asemenea idei, asemenea proiecte și vă doresc mult succes în continuare. Mulțumim foarte mult și cu mare drag vă așteptăm și la noi, la Iași. Am înțeles. Să facem chiar o emisiune în direct de la noi. Putem să facem oricând, de oriunde în direct. Adică există tot ce trebuie la nivel de dotare. Problema este doar de timp, dar o să ne facem timp odată și venim. Dar trebuie să ne punem de acord. Dacă venim până la Iași, vreau o emisiune care să fie wow, să am exemple, să am tot ce am nevoie ca să putem inspira și pe alții. Vă doresc cele bune. Numai bine. La revedere. La revedere. Mulțumesc foarte mult. Deci, este un exemplu de oameni care au pornit de undeva și iată că acum oferă inspirație, oferă chiar și fonduri, finanțare pentru tot felul de activități. Acum să vă iau rapid și să vă întreb foarte rapid... Sunteți acționar, da? Și ca persoană fizică și persoană juridică. Uite, acum eu pun pe imagine sigla de la AFIN-ului. Da. Deci este practic un IFN. Un IFN care va credita întreprinderile sociale și nu numai, pentru că în gama aceasta, exact cum spunea doamna Achiței, în acest... bazin, să spun, de activități sociale, sunt și ONG-uri care au activitate nu economică, dar sunt în zona educativă, în zona
de cultură, în zona de sănătate și așa mai departe. Ceea ce este important aici este, și nu a avut timp doamna Chis să ne spună, întreprinderile sociale vor fi sprijinite prin AFIN după ce trec de primii 2 ani. Adică, dacă îți poți asigura sustenabilitatea, poți fi creditat. Pentru că până la urmă e o creditare. Dacă nu îți asiguri sustenabilitatea, pentru că primii 2 ani, știți că este groapa morții la startup-uri. Indiferent de ce natură ar fi ele. Că sunt ONG-uri sau sunt întreprinderi sociale cu activitate economică. Și atunci, după ce ai trecut de perioada în care demonstrezi că ești cel puțin, ai depășit etapa 4, care este de faliment, și ești în etapa 3 de solvabilitate minimală, în momentul în care îți asiguri din veniturile tale cheltuielile plus activitatea, atunci poți fi creditat. Poți începe să fii creditat. În momentul în care n-ai depășit cei 2 ani, în care tu să-ți asiguri, să dovedești totuși că ești în stare să te sprijini pe propriile picioare și să activezi, atunci nu poți fi creditat, nu poți fi creditat în etapa a 4 de faliment și insolvență. Sau insolvență și faliment. Pentru că s-ar pierde banii în loc să fie dirijat spre o altă entitate socială care chiar poate genera dezvoltare. Un element pe care doamna Achiță nu l-a spus și care eu îl consider semnificativ în ecuația generală este că fondul pe care l-au administrat, chiar dacă fiecare dintre noi am primit maxim 100.000 de euro, a fost de 4,2 milioane de euro, ceea ce este o sumă. Deci am spus 41 de întreprinderi sociale. 42, sunt 42, cu 4,2 milioane de euro au fost în discuție. Cu o participare de minim 10% era, în general, noi am pus, sigur, ajunge mai mult o asemenea, noi am pus cam 30% din sumă, peste 100.000 de euro, în așa fel încât să putem începe dezvoltarea. Dar din acest punct de vedere, AFIN, care este prima instituție nebancară din România care se ocupă de acest sector, va asigura, conform statutului, două asemenea componente. O componentă de creditare simplă, cu o dobândă, sigur, care să fie modică, care se poate acoperi totuși costurile și sunt niște acționari. Acționarii vor trebui, după un anumit timp, răsplătiți pentru, sigur, să-și recupereze investiția. Dar nu face o instituție chiar non-bancară. Da, investești pentru bine, dar și binele la trebuie să întoarcă într-un fel și la tine. Și cea de-a doua componentă este cea de granturi. În momentul în care aceste dobânzi vor permite acordarea unor granturi, poate nu foarte mari la început, poate nu la început, dar sigur vor fi niște granturi pentru dezvoltare imediată, pentru că la un moment dat tipul acesta de creditare înseamnă eu îți dau niște bani, tu începi să dai înapoi, dar la un moment dat va fi nevoie de un supliment care poate apărea pe neașteptate. De exemplu, cum se întâmplă în zilele de astăzi, ai comandat un utilaj, costă 50.000 de euro, iar la livrare spune nu mai costă 50.000 pentru că am discutat în februarie, costă 75.000 pentru că discutăm în mai. Și atunci ai nevoie de o sumă exact, de bani. Exact, o sumă imediat, de bani tampon rapid. Imediat. Exact. Da. Și atunci, sigur că acestea sunt cele două componente, să spun, care sunt extrem de importante. Dar, vă spun, la fel de important este că trebuie să-ți asiguri că tu ai piață, ești în stare să te descurci, ca urmare poți să te dezvolți. Ai o societate sănătoasă până la urmă, o întreprindere sigur. Sănătoasă. Sigur că da. Că dacă nu ai o întreprindere sănătoasă, poți să-ți dea bani oricine, doar dacă cineva îți dă bani să-i toci. Sigur, sigur că da. Chiar cu bune intenții sau cu rele intenții, nu mai contează. Da. Nu poți să pui bani într-o gaură neagră. La noi în România ne-am obișnuit cu fondul, cu împrumuturile din afară. Încă nu, nimeni nu se gândește că o gaură neagră există acolo o problemă undeva. Dar într-o societate, mai ales într-una mică, în care finanțarea, știți, cu toții cum vine, e imposibil, practic, să bagi bani dacă vezi că este o pierdere acolo. Și vă spun și în parteneriatele care le avem noi, de care am discutat, fie că discutăm de firma elvețiană, de care am precizat anterior, sau de firma norvegiană, Hunton, care este o firmă foarte mare și care este interesată să facă afaceri în România. Sunt interesați, de exemplu, în următoarea manieră. Eu îți dau ție utilaje, dar banii pui tu. Pentru că riscul financiar este acolo. Eu îți dau utilajele, dar tot ce înseamnă parte de resurse financiare necesare, instalări, producție și mai departe, le asiguri tu, pentru că riscul este la tine și trebuie să-l gestionezi cum trebuie. Nu pot să gestionez eu din Elveția sau din Norvegia un asemenea risc. Dar nu e logic. Sigur că da. Este sigur. Foarte logic. Adică oricum îți dă utilajele. Să aduce utilajele, partea de dotare, care pentru noi aici este o problemă. Sigur.
Finanțarea unei asemenea operațiuni ar însemna enorm. Sigur, sigur. Deci, și e o perspectivă corectă, mai ales că nu am discutat, dar acționariatul de la Isocel Pro din Stal este în următoarea structură. Un olandez, un finlandez și trei români. Vă dați seama că cu oamenii ăștia nu poți lucra într-o altă manieră decât este filozofia lor educațională. Adică nu sunt oameni cu care să aibă măcar intenția sau subliminal să poată gândi la o variantă mai puțin legală, mai puțin de tun, exact, mai de... Exact. Hai să dăm un tun. Exact, o aparență. Da. Ce este realitate? Este realitate, trebuie tratată ca o realitate și trebuie acționat în sensul care ai discutat. Asta este important. Să știți că și faptul și acționariatul a fost important în aceste cooperări care sunt europene, de care am discutat mai înainte, pentru că spun, domnule, dacă oamenii ăștia, dacă olandezii, finlandezii s-au asociat cu românii ăștia, probabil că și românii trebuie să fie cel puțin... La undeva, aproape, exact. Nivelul ăla, dacă nu la același nivel. Exact, exact. Nu sunt români, știți cum îmi spunea un partener din Belgia, că zice, când a venit încoace, noi dădeam marfă la Bruxelles și el a venit și mi-a zis, zic, cum sunt priviți românii acolo, că discutam și zice, mai zice, n-are rost să-ți spun. Și zic, bă, da, tu ai venit aici la noi, ai văzut totuși ce faci. Zice, da, mă, dar tu nu ești român. Tu ești, vin la tine, sigur, suntem parteneri de afaceri, zice, român este cel care stă la scara blocului la mine în fiecare dimineață și cere bani. Și are un lanț de aur mai gros decât mi-aș putea eu permite, dar cere bani, ăla este român pentru mine, pentru noi. Da, percepția există. Te duci în Franța, te duci aia, că mai, n-am mai fost de mult în jurul... cum se cheamă, Arcului de Triunf, vedeai oameni care cerșeau și care vorbeau în românește. Erau și îmbrăcați mai înflorat și dacă întrebai francezii sau pe cei care erau acolo, ei erau românii. Nu conta că la câteva sute de metri era un antreprenor de succes care era român și lumea știa că e român, dar nu-l percepea ca pe un român. Percepea ca pe unul de-al lor. Pentru ei, românii erau aceia. Sigur, sigur. Da. Da. Deci, acea conferință când va fi pe... 13. Acum. Da, da, deci, da, vineri da, acum. Da, da. Și vorbiți despre... Eu n-am știut că sunt speaker, vă spun drept. Am aflat acum. Deci despre reciclare. Vorbi, să vedem ce rol îmi dau acolo. Păi nu, vorbea despre reciclare. Da, probabil că eu am văzut lista cu speakeri, dar n-am fost, nici m-am gândit că, pentru că sunt alții care au avut un, cum să spun, lucruri, au făcut lucruri admirabile. Din punctul de vedere, noi am făcut un lucru pragmatic, dar nu admirabil. A fost un win-win. Însă sunt oameni care... Mă scuzați un pic. În momentul în care reciclezi 100 și ceva de tone de hârtie într-o întreprindere și îi dai o plus valoare care este și ecologică, este un lucru admirabil. Nu mai discut despre faptul că niște oameni care aveau o anumită situație lucrează. Este un lucru admirabil la nivelul acesta. Nu mai spuneți că nu sunt lucruri. Sunt lucruri admirabile. Vă mulțumesc. Deci sunt lucruri admirabile. Orice persoană care este luată dintr-un mediu și îi se dă o șansă și el profită de ea, reprezintă un mare succes. Și vă spun asta pentru că dacă ieșim și ne uităm pe geam aici la noi, o să vedeți câte asemenea persoane sunt într-un loc și nimeni nu le oferă o șansă. De asta zic. Vin în întâmpinarea celor spuse dumneavoastră cu următoarea chestiune. Am gândit și cu ceilalți asociații, în special cu olandezul care este acționar și care are mare experiență în business. Și pe parcursul acestor pregătiri profesionale sau, mă rog, să zicem, parte de interviuri, poate este prea mult, dar persoane pe care am încercat să le aducem, să le pregătim profesional să lucreze pentru noi, persoane care din diferite motive nu pot afecta 8 ore, de exemplu, să vină la serviciu, din motive de multe ori obiective, fie au un copil cu probleme, fie au o problemă, o altă problemă familială care necesită prezența acolo. Ca urmare, modul lor de lucru este în dinți de fierăstră. Odată pot lucra, odată nu pot lucra deloc. Și atunci am gândit împreună cu ei ca în viitorul și o să vă prezentăm rezultatele. Noi spunem că rezultatele vor fi bune pentru asemenea persoane. Un spin-off de activitate se numește. Adică deslipim din activitatea care este de producție,
deslipim și o facem independentă activitatea de instalare, unde nu este necesar un program. Îi vom dota cu două mașini, îi vom angaja cu două ore pe zi, de exemplu, sau o oră pe zi, funcție de disponibilitatea fiecare, dar nu trebuie să fie prezent în fiecare zi. Ci vom deci face... poate să facă 8 ore într-o exact, zi. Într-o zi și asta în care înseamnă... se duce și instalează. Da, da, da. Și atunci din spin-off ăsta va rezulta tot o întreprindere socială care va avea la dispoziție astea două mașini date de Isocel ProDinstal sau de Fibrație Coul, unul din cei doi care sunt titulari de producție, și vor putea acționa în timpul lor liber. Dom'le, am o zi liberă, stă cineva cu copilul, de exemplu, și eu mă duc și instalez și câștig în afară de salariu. Mai câștig ceva. Exact, câștig ceva în afară de veniturile pasive, să zic, care îți dă statul pentru copil, sau vei avea niște venituri active care sunt extrem de importante, pentru că până la urmă ele completează și aduc un nivel de viață. Și mai este, la... știți, mai este și țicala aia, pofta vine mâncând. Exact. Știți? Exact. Că în momentul în care veniturile acestea active, cum le numiți dumneavoastră, vor deveni substanțiale, știți, își va ajusta și el, își va permite să-și ajusteze programul, chiar să spunem, găsește pe cineva pentru două ore care să stea cu copilul sau cu cealaltă persoană sau să-i rezolve o problemă punctuală. Și valabil și pentru categoria persoanelor vulnerabile astăzi, dar care nu sunt dispuse să vină în fiecare zi la ora 8 sau la 7 la serviciu, știți? Încă e o disciplină care trebuie să fie liber consimțită. N-am știut că asta, care... astea sunt persoane vulnerabile, că mă lovesc nu și eu de... Nu, asta este vulnerabilitatea. Mă lovesc și eu de problema asta. Asta este complementar vulnerabilității, știți? Și duce de la vulnerabil la imposibil. Ceea ce... Dar există persoane care pur și simplu, la un, până când se inducă oarecare disciplină a muncii, au nevoie de un anumit timp și de o anumită colectivitate, mă rog, care se poate observa, care este normalitatea, de fapt. Și atunci, sigur că această modalitate de lucru ar atrage și aceste persoane. Și să știți că sunt în special tineri, dar sunt și oameni care nu au avut niciodată un loc de muncă. Există persoane care așteaptă. Ori în momentul în care, cum spuneați dumneavoastră, el are un venit activ pe care poate conta, dar în plus în celelalte, asigurare socială, asigurare absolut, sănătate, absolut. Lucruri de genul ăsta care chiar contează în economia vieții de zi cu zi. Și atunci și pentru această categorie este bine. Și vă spun, reiterez, vom face un spin-off de activitate, ceea ce înseamnă nu ca hub-ul de ieri, știți, pur și simplu înseamnă o deslipire de activitatea principală care se rămâne producție, activitatea de instalare care permite un alt grafic de timp, nu o producție 8 ore sau 16 ore sau 10 ore pe zi, ci în momentul în care pot dedica niște timp, o echipă din 2 oameni, și nu e greu să găsești 2 oameni care să aibă disponibil în același timp, o zi instalează și veniturile sigur sunt... corespunzătoare, adică e plătit, sigur, sigur. Normal cum se plătește. Sigur că da. Și ei vor fi plătiți pe o valoare fixă și o valoare suplimentară funcție de cât instalează, știți? Pentru că e o valoare adăugată oricum și pentru firmă. Deci cu asta ajungem și la ceea ce v-ați gândit deja la o extindere. Aceste nouă întreprindere. Sunteți în această să spun, în acest afin ca acționar și ca persoană fizică și ca persoană juridică. Și ca persoană juridică. Genul acesta de activitate pare să fie, cel puțin din punctul dumneavoastră de vedere, una care să necesite multiplicare în viitor. V-ați gândit la așa ceva? Multiplicare, spuneți, pe plan local? Sau pe plan local și pe plan... Iar trebuie popularizată, ar trebui în primul rând făcută public. De asta vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru că... Sunt convins că foarte multă lume nici nu știe, nici nu se ocupă cineva de popularizarea asta. De când spui marketing. Întreprindere socială de inserție, da? Sau întreprindere cum... Așa știți cum titulatura nu te atrage. Nu te atrage. Și dacă nu se înțelege exact despre ce este vorba, care sunt avantajele unei asemenea întreprinderi, și dezavantajele, că există și astea de multe ori. Faptul că există deja, iată, o comunitate în care ele se pot aduna. Sigur, și mai mult decât atât, există o rețea a întreprinderilor sociale cu activitate economică de inserție în România, care grupează vreo 40 de asemenea instituții și care întreprinderi sociale. Deci, ar trebui vorba dumneavoastră explicat și nu neapărat numai de presă. Nu numai de presă. Sau de dumneavoastră care faceți eforturi. Nimeni nu vă poate obliga să faceți asemenea eforturi. Le faceți tocmai pentru a disemina acest gen de informații. Eu m-aș fi bucurat, de exemplu, să fiți invitat odată într-un loc în care e toată presa,
de exemplu, o ședință de Consiliu Județean. 5 minute să vi să se spună, uite, domnule, avem genul acesta de chestii, pentru că toți sunteți aici, ne-am gândit, eu, președinte, noi, consilieri, să vă oferim acest exemplu, pe dumneavoastră sau pe ceilalți, de care amintea doamna Agafiță. Deci, haideți să vedem, haideți să vedem cum putem face. Nu vreți, domnule Negerski, sub egida Consiliului Județean să țineți niște conferințe despre lucrul acesta? În județul Neamț să chemăm prima dată, ne ocupăm noi, că avem și bază de date privind persoanele cu nevoi speciale, avem bază de date cu antreprenori, avem baze de date de tot felul și uite, ne ocupăm noi să organizăm, dumneavoastră veniți și țineți că ne ajutați. Eu cred că aici ar trebui lucrat și la Consiliul Județean, și la primării. Deci, sigur, sunt și oameni care nu au de unde să aibă această informație. Corect, corect. Nu cred că aici e și un lucru a celor care, mă rog, administrează aceste fonduri. Trebuie să devină mai cunoscute aceste oportunități sau facilități, sau cum vreți să le spuneți, pentru această nișă sau în general. Să știți că am remarcat totuși o oarecare reticență în abordarea de fonduri europene, pentru că ele implică o anumită disciplină la care noi ca români consimțim destul de greu. Disciplină financiară, mă refer, și operațională ulterior. Pe de o parte. Pe de altă parte, este la fel de adevărat că o asemenea întreprindere socială trebuie făcut cunoscut, că chiar dacă o numim întreprindere socială de inserție și apare ca un fel de cenușăreasă în rândul agenților economici. Ea este valoarea adăugată care o aduce, în afară de partea socială, este, de exemplu, în cazul nostru, profitul operațional. Noi nu avem cheltuieli financiare, tot profitul operațional este în jur de 20%. Este cu mult mai mare decât profitul clasic, spun, care variază astăzi 4-8%, dacă ai profit în ziua de astăzi. Dar astăzi, în condițiile în care discutăm, profitul nostru operațional, EBITDA, cum îi spun cei care folosesc hub-ul, este în jur de 20%, ceea ce este semnificativ, este foarte bun. Este atractiv, ca să nu exact, mai spun exact. Altfel. Deci nu ne gândim la o zonă în care bag bani și nu se întorc. Nu. Sau fac numai protecție socială. Exact, exact. Nu, fac protecție socială și fac și profit. Sigur că da. Sigur. Fac și profit, care sigur, profit, sigur. Normal, că ajunge sigur. La acționari. Și să știți că dă un anumit, un alt tip de mulțumire decât cel pe care îl știm noi, care se adaugă la mulțumirile pe care le avem în din motive economice sau financiare. Acest gen de activități economice, de activități sociale. Pentru că vreau să vă spun că Izocel Prodestal, de exemplu, a încheiat cu 3 asociații, tocmai pentru că are profit și poate să aloce niște sume pentru aceste asociații. Unele sunt educaționale, altele sunt pentru în materie de sănătate, altele sunt pentru vârsta a treia și copii. E vorba de niște bani dați? Sigur, bani dați și convenit pentru anumite direcții. Și în afară de acestea, sigur, sunt pregătirea care o facem noi acolo. Mai facem și alte activități sociale, nu am discutat acum foarte mult despre ele, dar vă spun că fiind pe profit, acestea vor continua și sigur vor fi la scară, pentru că până la urmă și statul dă niște sau normele actuale permit o asemenea alocare, pe de altă parte chiar ne putem permite, chiar ne putem permite ca funcționare. Deci, în momentul când îți spui că poți să-ți permiți asemenea lucruri, înseamnă că, iată, lucrurile funcționează, sigur. Merg înainte. Bun. Acum ne apropiem de finalul emisiunii și pentru cei care ne urmăresc, aș vrea să recapitulăm încă o dată partea aceasta de produs. Că până la urmă, dumneavoastră sunteți interesați să vindeți acest produs, să-l popularizați, pentru că este un produs bun. Deci, în momentul acesta aveți un produs pe piață și pregătiți un altul. Vă rog, un scurt rezumat din nou, pentru că eu primesc mesaje. N-am văzut de la început, vă rog frumos, ce-i în punga aia? Aici este izolație celulozică, așa cum o produc, este un amestec, izolație celulozică și fibră lemnoasă. Este un produs pe care va apare în Săvinești, în România. Noi suntem primii care vom fabrica acest produs, începând probabil cu septembrie-octombrie undeva aici. Astăzi noi fabricăm izolație celulozică, care este un produs. Dacă am putea pune sigla care a fost de comercializare de colegii noastre,
imediat să găsim. Care este cu verde, care este pe un sac. O găsesc eu imediat. În orice caz, are la bază hârtia reciclată, la care se adaugă 15%. O găsești la mine, Bogdan. 7,5% boric, 7,5% borax. Acest amestec permite ca izolația care intră în toate spațiile, pentru că este pulverulentă și se instalează cu o mașină care nu este foarte complicată, operațiunea este curată și lucrurile decurg foarte rapid. De exemplu, o casă de 240 de metri pătrați se izolează în circa 12 ore, o casă de 60-80 de metri pătrați în 3-4 ore. Produsul este inifug, este în același timp împotriva antifungic, dar este și împotriva rozătoarelor, ceea ce este important, pentru că în general în poduri, în zonele în care izolăm, avem și asemenea clienți. Da, mă rog. Și conductivitatea termică a materialului este remarcabilă. Este foarte asemănătoare cu cea a polistirenului, iar polistirenul este un material a cărui aplicabilitate deocamdată și aplicare este sub rezerva capacităților sale de ulterioare, să spun, izolări, a calității pe care le conferă materialul, a chimizării. Sigur, aici n-am vorbit de un lucru care la fel este important. Să știți că acest produs are amprenta de bioxid de carbon. Footprint-ul, cum se numește în termenii de hub. Amprenta de bioxid de carbon înseamnă cât bioxid de carbon produci ca să emiți ca să produci. Păi da, stați un pic, în cazul ăsta socotim invers. Cât bioxid de carbon produci în momentul în care reciclezi. Da, dincolo de asta, pentru că dumneavoastră acum vorbiți de faptul că în momentul în care reciclezi, sigur că ai deja o reducere de emisii de bioxid de carbon. Absolut, în spate. Absolut, pentru că nu mai tai copacul. Exact, exact. Dar dincolo de asta există așa numită amprentă de bioxid de carbon la producție, la producere. Ori, amprenta de bioxid de carbon, ceea ce înseamnă bioxidul de carbon care rezultă din energia, doar asta este, din energia pe care o consumi sau chimicalele pe care le consumi, este de 200 de ori mai mic decât la vata minerală. De 150 de ori mai mic la vata minerală, de 200 de ori mai mic la vata de sticlă, cum o denumim în mod uzual. Ca urmare, și din acest punct de vedere, sigur, nu va conta foarte mult pentru cine achiziționează un asemenea produs, dar la nivelul regional, național, în termeni de ecologie, în termeni de prietenie cu mediul, să spunem, faptul că are o emisie de CO2 de 200 de ori mai mică decât produsele tradiționale de izolare, sigur, aici nu vorbim de polistirenul expandat care are consumuri extraordinar de mari. Nu discutăm aici. Sigur, și acest lucru contează în economia faptului că la producerea acestuia este consumul energetic este mic, ca urmare nu emiți bioxid de carbon sau amprenta de bioxid de carbon este practic nesemnificativă la producerea acestui produs. Da, repet încă o dată. Asta este un motiv pentru care sunt subvenționate în alte țări, în România mai puțin, dar sigur va intra și România. Până la urmă, intrarea noastră în Europa ne-a obligat la niște lucruri la care poate n-am fi consimțit, dar ne-a obligat și lucrurile au mers înainte. Da, eu repet, numai reciclarea pe care o faceți lunar de 120 de tone, cam așa. Da, 120. Înmulțim tona cu 20 de copaci sau cât sunt. Da, 17 arbori de dimensiune medie. Da. 15 mari, da? Înmulțit lunar, iată că e o componentă ecologică extraordinară. Este. Îmi pare rău că n-am pregătit acest lucru, acum mi-a spus, dar oricum, dacă credeți că am epuizat acest subiect, eu vă mulțumesc pentru un lucru. Până la urmă, cred că este datoria noastră celor care am făcut acest lucru și a fost util și a adus niște beneficii, a și întors niște beneficii, dar așa crea niște beneficii pentru alții, să popularizăm acest lucru și întâlnirea dumneavoastră cu presa sau o putem organiza noi asta. Putem discuta, de exemplu, și cu Agenția de Dezvoltare Regională cu participarea celor de la Iași. Și, ar fi interesant. Și ceea ce nu v-au spus, nu a fost timp pentru așa ceva, doamna Achiție, este faptul că ei acolo au dezvoltat un centru în care au util de co, întreprindere protejată, care are cifră de afaceri câteva milioane de euro pe an, cu persoane cu... Milioane de euro pe an? Da, sigur că da. Au o formă de o societate care arhivează, o societate care face turism, Wise Travel se numește, în care o cotă din ceea ce achiziționezi, un fel de booking,
dar o cotă din ceea ce achiziționez merge pentru scopuri sociale. Este tot o întreprindere socială. Lucruri care acolo chiar o să vedeți producții făcute de oameni care în mod obișnuit nu ar prea putea participa într-un alt loc de producție, care au anumite vulnerabilități fizice în special, dar care sunt integrați perfect, este o unitate protejată. Pot lucra de la un calculator? Sigur că da. Sau la o parte de croitorii și nu e nevoie să se miște foarte mult. Lucruri de genul ăsta care, din punctul ăsta de vedere, chiar au ce să prezinte. Da. Cred că ne vom mai întâlni să discutăm pe aceste teme. Eu, încercând să-mi fac tema pentru emisiune, am văzut că produsul dumneavoastră cu modificări minime, e folosit inclusiv în anumite țări pentru asfaltare. Sigur, Germania în special, folosește Germania, Austria pentru asfaltul de înaltă la înălțimi, se produce așa numitul asfalt soft. Se adaugă cam 8% acest tip de izolație, sigur, fără componenta de acid boric și borax. Îl face soft în ce sens? El nu mai apar fisuri, ori în fisurile respective intră apa, da. Intră apa, îngheață, dislocă. Știți? Și atunci permite ca această componentă de 4,8% de celuloză defibrată să absoarbă această apă, o desoarbe din asfalt, nu mai apar acele fisuri și la înălțime în special, unde se și lucrează greu și asemenea evenimente sunt frecvente, feresc de... Nu întâmplător am spus lucrul ăsta, pentru că asta oferă o perspectivă asupra ceea ce poate însemna producția de genul acesta. În România, o țară în care rata de reciclare este mult mai mică decât cea din Europa. La hârtie, cel puțin, 15%. În Europa este 70-85%. Cam așa ceva, 80%. Deci ar exista posibilități enorme, plus că, practic, în momentul în care dumneavoastră deja aveți și experiență. Și asta nu cred că ar fi o problemă, extinderea producției în timp. Nu, sigur că înseamnă un alt schimb, un al doilea schimb, de exemplu. N-ar însemna și, pentru că dumneavoastră mi-ați ridicat minge la fileu aici, vă spun următorul lucru. În Franța, acest tip de produs, exact cum îl vedeți astăzi, este folosit pentru închiderea gropilor comunitare de deșeuri. Ah, da. Chiar am citit. Deci, acele gropi care la noi există și nu mai discutăm cazul Roman, Târgu Neamț, unde e un adevărat dezastru. Și toată lumea tace și nimeni nu spune. Și la Piatra va urma același lucru, închiderea celulei. Și la Piatra va urma. Bine, la Piatra e o situație un pic mai bună ca gropile acelea neconforme de la Roman, care sunt o tragedie acolo. Aici măcar este un depozit conform, dar închiderea lui ar asigura impermeabilitate în primul sigur rând. Sigur că da. Unu, doi, rozătoarele, care sunt o mare problemă în asemenea situații, dar mai ales incendiile. Pentru că sunt susceptibile asemenea gropi de incendii masive, de incendii mascate. Chiar cu autoaprindere de multe. Exact. Cauza metanului. Ele generează un biogaz până la urmă. Știți? Și sunt momente în care se autoaprind sau diversi factori naturali care autoaprind. Ori se așează un strat de 20-25 cm în Franța, de exemplu, unde tot latin, să știți, s-au procedat ca și noi. Gropile au fost neconforme până la urmă. Le acoperă în special cu acest tip de izolație, care are și boric și borax. Exact izolația care o producem noi, ei o pun deasupra și atunci nu mai au probleme cu accesul rozătoarelor, mai ales cu focul. De ce? Pentru că începe o mică zonă de incendiu, după care fumegă luni și zile în șir și este foarte greu de stins, pentru că el intră în structura gropii pe care vrei să o închizi. Exact. Da, din păcate ne-am dus un pic cu timpul, dar nu contează. Discuția a fost extrem de interesantă și ea va rămâne, inclusiv în YouTube, pentru că din când în când e bine ca oamenii să mai vadă și exemple bune. Vă mulțumesc și sigur ne vom mai întâlni și în alte emisiuni. Vă doresc baftă și să reușiți să diseminați informația într-un mediu cât mai larg. Și eu vă mulțumesc și poate facem împreună o echipă, o emisiune din Iași, de la cum să sediu. Nu? Mare drag, fără probleme. Se pot vedea o grămadă de lucruri mai interesante decât am putut eu să vă expun astăzi. Da, și în care vom încerca să atragem în dialog chiar și autorități locale. Da. După... Aici dumneavoastră puteți. Asta putem, da. Vă mulțumesc cele bune, mulțumesc oameni buni. Numai bine, să ne vedem sănătoși mâine dimineață la cafeaua de dimineață cu alte subiecte.